Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi vreau să vă prezint un super aparat de bucătărie care ne va ușura foarte mult munca și cu ajutorul căruia putem găti o multitudine de rețete. Este vorba despre multicucărul inteligent Tefal Cook4Me. Are în meniu 150 de rețete presetate pentru aperitive, feluri principale și deserturi și te ghidează pas cu pas în pregătirea fiecărei rețete. Putem alege rețeta pe care vrem să o pregătim, numărul de persoane pentru care vrem să gătim și avem gramajele exacte și instrucțiuni pas cu pas de la începutul până la finalul rețetei. În plus, aparatul are și un mod manual cu ajutorul căruia putem să gătim și alte rețete pe care nu le găsim în meniu. Rețetele preferate le putem salva la favorite, iar dacă dorim, putem să încercăm și rețete în funcție de ingredientele pe care le avem la dispoziție. Pentru a vă arăta cât este de ușor de folosit și cât de repede gătește, am ales să gătesc una din rețetele din meniu, și anume paprikaș de pui, foarte aromat și gustos. Voi alege pentru început rețeta. Voi găti pentru 4 persoane, dar avem și opțiunea pentru 2 sau pentru 6. Aparatul ne arată timpul de pregătire și de gătire și apoi lista de ingrediente. Pentru acest paprikaș vom avea nevoie de carne de pui, de roșii, de ceapă, de puțină apă, de ardei capia, usturoi, foi de dafin, ulei, puțină făină, puțină boia și, bineînțeles, sare și piper. Vom începe prepararea. Și aparatul ne spune să adăugăm uleiul, ceapa și carnea, așa că vom apăsa tasta OK și vom aștepta să se preîncălzească. Aparatul s-a preîncălzit, așa că pot adăuga uleiul, carnea de pui, și ceapa și voi lăsa totul să se călească pentru 2 minute. După ce au trecut cele 2 minute, apăsăm din nou OK și va trebui să adăugăm restul de ingrediente și voi începe cu făina pe care o voi amesteca puțin. Voi pune roșiile, apă, ardeiul, usturoiul, boiaua dulce, cele două frunze de dafin și voi condimenta cu sare și cu piper. Amestec puțin. Închid capacul și voi aștepta ca aparatul să se preîncălzească. Preîncălzirea s-a terminat, aparatul a intrat sub presiune, iar în 10 minute mâncarea va fi gata. După ce s-au scurs cele 10 minute, aparatul a ieșit singur de sub presiune, iar asta îmi place foarte mult pentru că nu este nevoie nici măcar să-l ating. În momentul acesta mâncarea este gata. O voi amesteca doar puțin, o las să se răcurească cam 5 minute, iar apoi o pot servi. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de paprikaș de pui, sau mai bine spus, rețeta Cook4Me pentru paprikaș de pui. Arată foarte, foarte bine, carnea este perfect gătită și foarte suculentă, iar sosul este perfect legat. Se poate servi cu găluște de făină, cu paste sau cu cartofi, așa cum am făcut și eu. Este un preparat gustos, aromat și se face foarte ușor. Sper din suflet să-l încercați și voi și aștept și părerile voastre despre Tefal Cook4Me. La revedere!